Profitând de ceremoniile oficiate în piața jurământului, elevii școlii gimnaziale Nanu Mușcel au ales să celebreze Ziua Națională a României printr-un moment de reconstituire istorică. Aceștia au pregătit un mic program dedicat Marii Uniri de la 1918. Suntem delegația Nanu Mușcel, alias Trupa Pardon, iar astăzi, la 103 ani de la Marea Unire, am decis să redeschidem o pagină de istorie și să omagiem anumite personalități care au participat în data de 1 decembrie 1918 la Marea Unire de la Alba Iulia. Sunt aici împreună cu colegii mei care au decis fiecare să întruchipeze câte o personalitate. Trăiască România dodolață! Bună ziua, dragi români! Sunt Regina Maria pe front, supranumită și mama soldaților. Pentru mine, intrarea României în primul război mondial alături de Antanta a reprezentat momentul care mi-a arătat că venise timpul ca România să-și îndeplinească idealul statului național. Nu am ezitat nicio clipă să-mi pun viața în pericol pe front, alături de soldații răniți și de bolnavii de holeră sau de tifos. Curajul nedezmințit și tăria mea morală m-au transformat într-un simbol al luptei românilor în vremul de restriște. Oștea poporului rămân din îndepropriu, fără nicio silă sau vreo îndemânare de vreo altă parte, ne învelește inima tuturor românilor și astăzi putem striga: Trăiască România! Trăiască România! Eu sunt Regina Maria, care vine de la Alba Iulia și fac parte din delegația Nanu Mușcel, alias Trupa Pardon, fiind una dintre cele mai importante personalități ale istoriei țării, supranumită Regina Soldat și Mama Tuturor, datorită curajului de care am dat dovadă în primul război mondial, jucând un rol cheie în recunoașterea Marii Unii de la 1 decembrie 1918. Trăiască România! Împreună cu colegii mei am decis ca astăzi, 1 decembrie, să reînviem o pagină a istoriei României, aducând astfel un omagiu celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul Unirii României. Trăiască România! Trăiască România! Într-un final, la 103 ani de la Marea Unire, 1 decembrie ne găsește pe toți cu aceleași sentimente de bucurie în suflet pentru țara noastră, România. Trăiască România!